În magazinul ăsta de jucării sunt o grămadă de chestii, tati, e? Hai, tata, dă o tură cu ea. Ia să te vadă, tata, unde e o tură? Vrei să iei motocicleta, da? Am toată lumea motociclistă aici, domnule. Ia de aici. Fiecare cu motocicleta lui pe aici, văd, în magazinul ăsta. Dar zi, nu, acum accelerezi, tati. Cu care mână? Ia, ia, arată. Cu stânga sau cu dreapta? Cu dreapta, tati, cu dreapta. Hai, lată. Aia. Așa, tati. 3, 2, 1. Uite-o, mâncavar, tata. Dacă ați ști voi de cât timp tot aștept eu o jucărie din asta și trebuie să înțelegeți că nu e vorba că nu mi-am permis să o am, însă problema e că nu te poți bucura de ea, știi? Pentru că, după cum știți, în Germania nu prea se merge cu motocicletă. Și dacă se merge, se merge foarte puțin. Nu e prima oară când am o jucărie din asta, dar doar ca să înțelegeți, în Germania, în 5 ani de zile, am reușit să fac doar 5.000 de kilometri. Pentru cine conduce mult mașina, știe exact cât înseamnă asta. Deci, cu alte cuvinte, nimic. Mă pot bucura de ea, mă pot duce la muncă cu ea zilnic. Deci, pentru cine e biker aici în Spania, să știți că chiar vă puteți bucura de motocicletă în cazul în care doriți să vă luați. Și oricum, dacă mă ajută Dumnezeu să iau în scurt timp, o să cumpăr și un action cam din ăla, un GoPro ceva, vedem noi. Și poate încep să fac niște filmări de-astea, să vă arăt cum arată prin zonele astea mai rurale pe aici, prin Spania, să vedeți ce peisaje frumoase sunt. Oricum, aici în Spania, să știți, sunt niște peisaje foarte frumoase. Deci, din punct de vedere al naturii, credeți-mă că o să vă placă foarte mult în cazul în care veniți pe aici. Ne vedem și pe data viitoare, dragi prieteni. Nu uitați, dați un like, un subscribe acolo dacă n-ați apucat.